Petre Marin. Îl are în față pe Florentin Dumitru. Petre Marin pentru Niță, se cere penalti. Mădărășanu are o continuare pe măsură. Robeniț este avertizat. Probabil că arbitrul Baraj a văzut o simulare. Rădoi și Niță. Mingea ajunge la Mădărășanu și este lovitură de la colț pentru Rapid. Petre Marin urmărește Maftei, retrimite în careu și gol! 1-0 pentru Rapid. Șansă pentru Robert Niță, care primește acest balon. Este însă meritul lui Maftei, acela de a fi retrimis. Trei sferturi din gol îi aparțin liberoului echipei Maftei, care a scos o minge imposibilă de pe linia de corner. Un gol neașteptat al Rapidului. Robert Niță, din nou gestul devenit clasic după meciul cu Foresta, acela de a se îmbrățișa cu antrenorul rapidist. El a reușit atunci două goluri împotriva fostei sale formații. Al patrulea gol reușit pentru Rapid de la transferul său din iarnă. 1-0 pentru Rapid în acest moment. Și să spunem că Rapidul este premiat mai mult pentru intențiile declarate ofensive, mai mult decât pentru jocul propriu-zis. Excelentă insistența lui Maftei.